Salut, Mihai! Salut, Elena! Salut, Cosmin! Salut, Cosmin! Facem episodul de azi în familie. Ni s-a alăturat și Elena, soția lui Mihai, care este și ea în industria fitness de câțiva ani buni. Iar tema de azi este o temă care este tot timpul actuală și este o temă mai de interes, și anume ce mâncăm. Ce putem mânca în afara țării. Pentru că în România știți ce mâncați, știți ce aveți la dispoziție. Acum vă spunem noi cam ce mâncăm în țările pe unde suntem. Și poate puteți să luați niște idei din ceea ce vă spunem noi, din ceea ce vorbim noi aici. Dar în primul rând vreau să ating un subiect care m-a întristat puțin aseară. Când uitându-mă la televizor am văzut la o emisiune foarte popular în România, lider de audiență pe segmentul ei, și anume Șef la cuțite, cum un român care a venit din străinătate, cred că pot să-i spun și numele, îl cheamă domnul Iulian Saragea. S-a dus și el omul la emisiunea asta, a gătit și el un pește acolo cu un tricolor făcut din substanțe chimice, ce a supărat pe șefi. Și nu asta e important. Important este chestia că la un moment dat unul din bucătarii jurați de acolo l-a interpelat pe om și a spus că e puțin ipocrit, că critică guvernul care l-a făcut să plece din țară și din cauza asta a trebuit el să plece, să treacă prin multe chestii, multe negative, că de asta se plângea omul. Și la sfârșit omul a fost cumva dat afară din platou cu cuvintele, bă, du-te la treabă, fără să-i se arate măcar dacă a obținut vreun cuțit, ceva sau o chestie de genul ăsta. Foarte mult m-a impresionat povestea asta, pentru că omul a ieșit foarte umilit din platou și supărat. Și mă gândeam acum, și ei, cei trei bucătărași, au fost și ei în străinătate, au plecat și ei în străinătate. După care s-au întors în România și în loc să fie umiliți și dați afară și făcuți în toate felurile, li s-a dat o șansă. Șansa de a deveni celebrități la acest show culinar sau la altul, nu mai știu exact povestea lor. În loc să răsplătească cu aceeași monedă și să împartă, nu știu, pozitivitate și să ajute cumva ceilalți semeni, ei se comportă în felul ăsta, care mie mi s-a părut puțin ingrat față de omul ăsta. Vreau să-i transmit domnului Iulian Saragea că suntem cu el, diaspora, și spunem să nu plece capul. Și din partea mea, cel puțin, rușine domnilor bucătari pentru felul în care s-au purtat. Chiar nici nu sunt supărat, sunt întristat de comportamentul lor. Da, și din partea mea. Da, îmi pare rău că am început cu povestea asta, dar trebuia să spun ceva, pentru că chiar omul nu a meritat. În situația lui sunt încă 5 milioane de români care trăiesc în afara granițelor țării, care nu au plecat că nu sunt patrioți sau că nu-și iubesc țara, sau au plecat din vari motive, pentru că nu și-au găsit de lucru, pentru că sistemul de sănătate, de exemplu, este sau era când au plecat el cu 10 ani, 11 ani, prost. Deci nu putem să ne se spună că suntem ipocriți când ne întoarcem și nu mai avem voie să spunem nimic negativ de România, sau nu de România, de guvern sau de asta, pentru că am fost plecați și am plătit taxe în alte părți. Până la urmă, în ultimii 10 ani, România a adus undeva la 24 de miliarde de euro în țară, cei plecați. Deci asta a fost contribuția. Dar asta este altă poveste. Trecem la povestea noastră de astăzi. Ce mâncăm? Ce înseamnă o dietă? Este o dietă neapărat ceva restrictiv din punct de vedere caloric, din punct de vedere a tipurilor de mâncare pe care putem să le mâncăm? Sau poate fi o dietă, o mâncare normală, poate puțin mai puțin decât mâncăm în mod
obișnuit sau mai puțin decât am putea să mâncăm până când suntem sătui. Care este părerea voastră ca oameni în industria fitness-ului și a educației fizice? Pentru mine, dieta nu este nimic restrictiv, este tot ce mănânci. Mâncarea pe care o mănânci este o dietă și se face diferența atunci când vorbim de o dietă sănătoasă sau mai puțin sănătoasă, de o dietă echilibrată sau mai puțin echilibrată. Pentru mine asta înseamnă dietă. Mihai, tu ce crezi? Da, cred că dieta este energie și toți ne uităm, toți urmărim să obținem energia asta cu un scop, să noi practic ne uităm la funcțiile corpului nostru și încercăm să înțelegem ce ne face să ne simțim mai eficienți în activitatea noastră fizică, socială, psihologică, emoțională și sunt foarte bine corelate între ele. Iar dieta pentru mine este energie. Nu prea folosesc termenul de dietă. Cred că doar pentru că din punct de vedere educațional și prin ceea ce fac la școală copii de nutriție și vorbim de lifestyle, deci de cum ar fi un mod de viață. Deci dieta ar fi un mod de viață, nu? Da, pentru care impact direct asupra noastră. Este singurul motor care ne face să ne trezim a doua zi, nu? Bine, asta poate să însemne, citoz, cerealele cu zahăr dimineața. Tot ne fac să mergem în fiecare zi. Și încă cum? Părerea mea personală, ca și eu am fost puțin în industria asta, și îmi trăiesc viața după perceptele astea. De exemplu, să luăm pentru mine, unul, cei mai mari dușmani sunt carbohidrații simpli, zaharurile. Părerea mea că industria zahărului este responsabilă de foarte multe îmbolnăviri pe planeta asta. Și uitați-vă puțin, când mâncați zahăr, aveți super energie pentru jumătate de oră, o oră jumătate și după aia are loc o cădere drastică a nivelului de energie. Asta pentru că zaharurile cer un răspuns de la pancreas de insulină foarte mare, este injectată foarte multă insulină în corp pentru a prelucra acele zaharuri, iar după aia sângele este lăsat fără glucoză. Și de atunci, după ce mănânci dulce la câteva ore, ori ți se face foame, ori ești foarte slăbit. De asta, pentru mine, personal, dietă înseamnă să mănânci curat ce vrei tu, într-o cantitate adecvată și să eviți zaharurile. Ce părere aveți? E ok? Ca definiție, putem porni de la definiția asta? Da, categoric. Mihai, e chiar amuzant că ai spus lucrul ăsta, pentru că Mihai, când predă sau oricând are ocazia, aduce aminte tuturor că zahărul este moarte. Așa că se potrivește fantastic de bine cu ce ai spus tu mai devreme. Da, în Germania e și numit moartea albă. Da, e interesant pentru că aici în Orientul Mijlociu, unde suntem noi, conceptul ăsta nu există. Este cu foarte mare artă ascuns de tot ce înseamnă supermarket și industrie alimentară. Da. Sunt mulți oameni obezi în Orientul Mijlociu? Foarte mulți. Foarte mulți și chiar cu tristețe am observat acum câteva zile când am fost la Carrefour să cumpăr mâncare. În fața mea era o localnică cu vreo 4 copii care chiar înainte să pătească tot alergau în jur și
luau tot felul de prostioare care sunt pe lângă, pe lângă casă acolo, ciocolăți, bombonele, chewing gum, toate, și venea câte unul și mai arunca și mai arunca câte una și m-am luat de la uitat la aia și am zis, Dumnezeule, ce fel de mamă ești tu? Te lași copiii să alerge așa nebuni și să aducă zaharul, cum ai zis, e foarte greu de acceptat. Mama are 4 copii, iar ea se luptă cu un marketing de miliarde care știe să placeze dulciurile unde trebuie. De-aia nu se luptă. Exact. Mama, deci pur și simplu trebuie să pună cumpărăturile pe bandă. În timpul ăsta copiii sunt lăsați la inima marketingului. Adevărul e că educația trebuie să înceapă de acasă. Exact. Absolut. Problema aici este că nu există niciun fel de educație alimentară în domeniul ăsta al nutriției. Este zero. Și dacă le spui ceva, dau aceeași replică de 100 de ani, odată nu se pune, știi? Și voi, acum mă gândesc, știi, tot timpul când aud oameni dintr-un domeniu care vorbesc despre o anumită temă, tot timpul mă gândesc, nu-mi spune ce ar trebui să fac, spune-mi ce faci tu. Știi, era o vorbă la noi, nu fă ce face popa. Exact, da. Dar părerea mea este că voi, studiind atât de mult domeniul ăsta și trăind în domeniu și în spiritul ăsta, puteți să împărtășiți cu noi, cu mine și cu ascultătorii noștri, ce mâncați voi? Da, măi, lasă-mă pe mine să încep, pentru că eu, fiind mamă și gătind în casă, mi se pare că am o responsabilitate fantastică față de copii. Avem 2 copii și îi creștem și îi educăm în spiritul unei diete sănătoase, a unei diete care le aduce energie și care îi face să funcționeze la maximum de potențial pe care o dietă le poate da. Și este o responsabilitate foarte mare atunci când cumpăr de mâncare sau o pregătesc felul în care o pregătesc. Și de asta îți spun că chiar dacă aș vrea câteodată să mai dau pe lături, nu-mi permit lucrul ăsta pentru că primesc de la ei imediat replica. Da, mami, asta nu este sănătos, de ce ai făcut așa? Foarte bine. Și cred că lucrul ăsta mă ține pe vorba asta românească, fă ce zice popa, nu ce face popa. Știi? Păi, uite, dă-ne un exemplu acum. Ce ai făcut ultima dată care ultima te-a atras dată atenția copiii că ai făcut și nu era sănătos? Nu mai țin minte ultima oară, pentru că din ce în ce mai des lucrul ăsta nu se mai întâmplă, pentru că deja sunt pregătită să primesc replica asta și atunci... Din ce ideea în ce mai des nu greșești. Exact. Ideea e când impui, când creezi în obicei de a găti mâncare sănătoasă și le explici de ingrediente și le văd și uneori participă și ei spală cartofii sau îi curăță și sunt foarte încântat să curățe cartofii. Când practici chestia asta în fiecare zi, când au mâncare gătită și merg cu ea la școală în pachet, este foarte ușor să surprindă momentul în care apare ceva care ei știu că este neconvențional, care știu că nu are aceeași valoare nutritivă cu ceea ce noi încercăm să învățăm și să le explicăm și să le creăm conexiuni între ce se întâmplă în corpul lor și cum funcționează mai bine și vitamine și așa mai departe. Deci e foarte ușor pentru ei să descopere chestia asta. Și da. Spune-te. Și înapoi la chestia cu zaharul pe care le spuneai. Noi, de exemplu, nu cumpărăm dulciuri în casă.
dacă mănâncă dulciuri, le mănâncă, nu știu, la zile de naștere, mai sunt petreceri la școală, foarte rar mai intră o ciocolată în casă și da, se topește destul de repede. Și e de cea mai bună căldură calitate, mare la voi. Căldură mare la voi, e? E, da, și e calitate destul de bună. Deja, Alex, dacă poate să facă diferență între ciocolată bună și ciocolată care este pur și simplu comercială. Mă rog, chestii de genul ăsta. Dar înapoi la punctul în care vorbea de zahărul, într-adevăr, zahărul este, sunt de acord cu tine, moartea albă, dar aș vrea să, în exces, trebuie menționat, în exces. În același timp, dacă ne gândim la, la orice produse derivate din carne, ouă, brânză, putem să deschidem o discuție destul de largă și să spunem că ele creează insulin, rezistența insulinei în corp și ciclul este destul de mare și acolo. Și au un efect negativ și ele. Deci, cum ai și spus tu foarte bine, tot în moderație și ar fi foarte, foarte just sau foarte, nu știu cum să explic, fair e just, nu? Da, ok, pentru ascultători ar fi să punem un disclaimer la show și să spunem că doar ce spunem și ce împărtășim sunt doar idei personale din experiența noastră proprie și nu sunt sfaturi care să fie profesionale, să vină de la un nutriționist sau doctor, ceva de genul ăsta. Deci ceea ce încercăm noi acasă să nu încerce și în casă lor, că s-ar putea să ne aibă același efect, nu? Pot să vin cu un contra-disclaimer și să spun că da. Până la urmă și eu când eram mai tânăr și voi am fost certificați ca antrenori de fitness și nutriție. Deci câte ceva despre cum funcționează corpul și ce efecte are mâncarea în corpul nostru știm. Noi vă relatăm doar ce facem noi. Fiecare este liber să tragă învățămintele care le vrea din această discuție și na, nu, în niciun caz nu este o, să spun, nu sunt niște linii care sunt reglementate de guvern sau de vreun minister sau ceva. E pur și simplu o discuție între oameni care au puține cunoștințe într-un domeniu. Spune-mi acum concret, ce conține căruțul vostru de cumpărături? Mereu ouă, carne și legume și fructe. Băiatul meu nu pune gura pe legume și fructe care sunt nepreparate și neamestecate în ceva. Blend. Așa că pentru noi este un pic mai dificil să facem cumva, adică să venim mereu cu lucruri noi care să conțină legume și fructe și care să-i acopere nevoia nutrițională care vine din legume și fructe și să-i și placă la gust. A fost mereu o bătaie, nu știu cum se, o luptă cu el. Dar acum măcar acceptă că sunt lucrurile astea în mâncarea lui. Mihai le face în fiecare dimineață un shake. Nu știu cum îi zici la shake. Shake este un termen internațional. Așa. Devine internațional. Da. Le face un shake în care este mereu avocado, banană, spanac, blueberries. Da, practic încep ziua cu un shake din proteină vegetală pe bază de pea protein, mazăre și deci în special mazăre cu coconut, cu MCT, cu nucă de cocos. Cu nucă de cocos, exact. O fac o traducere la fiecare termen care nu e română. Mulțumesc frumos. Câteodată pun lapte de cocos pe care cumpărăm organic de aici. Putem o să-l și la subiectul ăsta cu organic.
Și folosim alternativ. Dacă pun banană, folosesc lapte normal. Dacă pun spanac și avocado, folosesc lapte de orez sau lapte de migdale, ceva de genul ăsta. Deci, practic, eu încep ziua cu un shake care are vitamine, are un conținut de proteine și este destul de curat și, ce mai important, este nutritiv pentru ei. Și aici, mă scuzi, fac o paranteză, mulți oameni, am auzit, este un trend acum, care spun că fructele sunt bomboanele naturii, pentru că conțin zahăr și ele, bine, destul de mult. Dar ceea ce trebuie menționat este că atunci când mănânci o bomboană, nu are deloc fibre alimentare. Când mănânci o fructă, fructa aia are foarte multe fibre alimentare. Și atunci, per total, răspunsul, indicele glicemic al acelei fructe este mai mic decât dacă ai mâncat zahăr pur. Cu puține excepții, mi se pare că strugurii au un indice glicemic mai mare decât zahărul. Iar indicele glicemic este o scară pe care este măsurat răspunsul corpului la, sau răspunsul pancreasului, insulin. Răspunsul insulinic al pancreasului la un anumit zahăr. Nivelul în sân, nu? Da, exact. Lucruri. Deci asta vreau să vă spun, fructele nu sunt rele, dar din nou, în moderație. Oricum, putem face specificarea că e mai sănătos să mănânci un fruct decât să mănânci o bomboană, nu? Absolut, absolut. Sunt de aceeași chiar, părere. Chiar nu putem face... Chiar și bomboanele organice? Exact. Mihai râde de mine acum, pentru că acum două zile am cumpărat niște bomboane organice cu lămâie. Nu știu cât zahăr au ele, că chiar nu m-am uitat. El e ăla care se uită mereu la nivelul de zahăr din orice cumpărăm. Pot să spun eu, pentru că mă uit și copiii mei tot așa, când se duc la magazinul bio, cumpără sar pe dulciuri, care sunt din întâmplare chiar lângă casă. Și din întâmplare. Între ghilimele. Exact, între ghilimele. Nu m-ați văzut, le-am făcut în aer. Chestia au apărut că... și pe... Ce? Au apărut și pe ecran? Au apărut pe ecran, știi cum apar inimile când trimiți ceva pe Messenger, ceva din ăsta. Au apărut mental în față. Acoladele. Măi, chestia este că multe din firmele astea au din industria zahărului profită pe aceste, de pe urma acestor embleme bio ca să-și bage produsele și aici. Dar o chestie rămâne clară. Zahărul e zahăr, nu contează că e bio. Zahărul are efecte devastatoare asupra organismului. Și, cum v-am mai spus, este baza tot ce este mai rău în lumea asta din punct de vedere al sănătății. Deci, nu recomand în niciun caz produsele pe bază de zahăr, chiar dacă sunt de la bio. Iacă-te, ai găsit greșeala mea acum, vezi? Mă întrebai care a fost ultima greșeală. Asta a fost. Da. Dar dacă vrei o bomboană, poți să faci, mă scuzi, poți să faci un antrenament, iar după antrenament, într-o fereastră de un sfert de oră, jumătate de oră, poți să mănânci acea bomboană. Pentru că va fi posibil. De ce? Cum așa? E posibil? Da, pentru că atunci corpul este flămânzit de glicogen, nu mai are resurse și totul este transformat, este deprivat de glicogen, okay. Și atunci totul este transformat în energie, trebuie refăcute rezervele de glicogen din ficat și din mușchi și okay. Atunci poți să mănânci și zahăr. Corect. Poți să adaug aici și o chestie care vine de pe latura fitness-ului. După antrenament, într-adevăr, corpul e deprivat și rezervele de glicogen sunt scăzute și cred că este cea mai bună fereastră în care putem să mâncăm fructe. Asta nu înseamnă că mâncăm coș de fructe, dar fructele ar fi opțiunea numărul 1 și cea mai sănătoasă ca să refacem rezerve de glicogen ale corpului. Absolut, absolut. Acum vreo 15 ani, nu știu, eram mai puțin educați pe latura asta și ne bucuram de puțin zahăr. Și era momentul când puteam și noi să treșem
cu un dulce sau cu un jelly beans. Singurul moment când puteam mânca jelly beans. Exact, aruncam câte un jelly beans care fiecare culoare avea un gram de zahăr, dar fiecare gram de zahăr din fiecare culoare avea o diferită poveste și natură. Era o chestie, o bucurie totală sub efectul zahărului, dar după antrenament, oameni buni. Iar deci fiecare antrenament era mult mai greu datorită faptului că la sfârșit puteam să mâncăm chestiile astea. Absolut. Înduram orice pentru acea moarte albă pe care astăzi nu ne mai permitem. Nu. Nu ne mai lăsăm. Așa e. Mare intrare în corp. Așa e. Deci hai să ne întoarcem la coșul ăla de cumpărături. Deci ați spus că luați carne, ouă, legume, fructe. Astea constituie, da? Foarte multă apă. Foarte multă apă, care din păcate foarte multă apă. Îmbuteliată pentru că aici nu există altă variantă. Aici mai scumpă, ne permiteam înainte să cumpărăm la sticlă, venită la din sticlă de sticlă. La sticlă de sticlă venită din Europa, dar în prezent nu e o soluție foarte bună pentru că prețurile au crescut puțin mai mult. Și dar apa este, să spunem, prima și cea mai importantă sursă de energie pentru noi, nu? Și copiii noștri, de exemplu, nu beau sucuri de niciun fel, Pepsi, mă rog, chestii genul ăsta, acidulate și nici apă minerală. Mihaela mai bea câteodată sucuri de portocale sau grefuri sau chestii de genul acesta. Alex, pe care le facem în casă. Pe care le facem în casă, exact. Și care mai au și pulpă. Asta e foarte important. Da. Când faceți un suc de portocale, să nu aruncați pulpa care rezultă. Niciodată. Nu, aia o mâncăm înainte să bem sucul. Aia se aruncă la cafenea, la colțul străzii, când ți-o pune, ți-o strecoare, să-ți dea sucul să arate frumos în exact, paharul. Exact. Bate o rază de soare în pahar, pulpa arăta chiar arăta disgrațios pulpa, resturile, sunt resturile alea, înțelegi? Enzimele nu mai contează, strică estetica. Da, nu, ca să vezi unde am ajuns datorită esteticului și datorită acestor, nu știu, fițe care nu și-au locul. Nu sunt fițe, sunt etape în dezvoltarea noastră ca individ, din dezvoltare individuală și le dăm mai multă sau mai puțină importanță. Apar copiii, acum 20 de ani, ne uităm și noi la chestii de genul ăsta. Acum avem responsabilități mult mai mari și trebuie să ne uităm ele cu alți ochi, nu? Exact. Iar ca să iasă oamenii cu o idee din ce am vorbit în ultimele 15-20 de minute, eu cred că cea mai importantă idee care trebuie să reiasă este să nu cumpărați alimente semi-preparate sau congelate și să vă limitați la alimentele de bază, cele care conțin macronutrienți, le luați și le prelucrați singuri acasă. Carnea, o iei și o faci singur, cartofi, legume, știu eu, fructe, ouăle este foarte important, asta e iar o temă, să nu luați niciodată ouă pe care scrie mai puțin de cifra 1. Deci să luați 0 și 1. 2 și 3. 3-ul doar dacă este urgent. 2-ul doar dacă este urgent, iar dacă nu găsiți nimic altceva și vreți neapărat, iar 3-ul niciodată, mai bine nu decât să luați 3. Nu știu dacă există acest sistem de numerotare în Orientul Mijlociu. Da. Există? Da, da, există. Există. Și apropo, ca să încheiem povestea cu zaharurile, Nu încheiem niciodată. Tu ai încheiat-o, nu, în discuția noastră, vreau să zic. Vreau să spun o mică povestioară care s-a întâmplat acum 2 ani, cred că, în Singapore. Eram într-un restaurant și mâncam într-o dimineață de weekend, iar cred că era un bufet cu
cu fructe de mare, ceva de genul ăsta. Și la sfârșit, bineînțeles că aveau o masă care era plină de dulciuri, cu diferite tipuri de dulciuri. Și Mihaelei, care îi plac dulciurile, dar este foarte conștientă și responsabilă, a venit la mine și m-a întrebat: mami, pot să iau ceva dulce, dar știi, aș vrea să întreb ceva înainte. Și am zis, da, spune. Avea 5 ani atunci. Și a zis, vreau să știu cu ce fel de zahăr au fost pregătite dulciurile astea. Și am zis, Mihaela, eu nu știu lucrul ăsta, du-te și întreabă-l pe domnul care servește. S-a dus, a întrebat pe ăla, în 5 minute bucătarul șef sau pastry șef, nu știu, ăsta care face dulciurile, nu știu cum se numește, a venit la noi la masă și a zis, vreau și eu să o cunosc pe fetița care a întrebat de ce fel de zahăr folosesc în dulciuri, pentru că este prima oară în viața mea când mi se întâmplă să fiu întrebat cu ce fel de zahăr folosesc, ce fel de zahăr folosesc la dulciurile mele. Super. Și a luat-o frumos de mânuță și a dus-o la masa aia și a spus, asta e făcută cu zahăr de genul ăsta, asta e cu zahăr din fructe, ăsta este îndulcit doar cu fructe. Și fetița a ales numai ce era cea mai bună variantă la momentul ăla acolo, adică cea mai sănătoasă variantă, cel mai puțin nociv zahăr, ca să zic așa. Și e super interesant că zici că poate copiii nu își dau seama și nu ascultă, dar presupun că atunci când educația este constantă și este întărită de exemplu personal, are o influență foarte mare asupra copiilor. Așa e. Era după antrenamentul la momentul respectiv, da? Da, era după o sesiune de not în piscină. Extremă de cardio, da, sub apă, cu apnee și foarte, foarte mult bază. La vârstei. Pluture. Măi, uite, da. Să știi că pot să prevăd că mulți părinți acum ne vor admonesta, între ghilimele, și vor spune că suntem niște părinți ciudați, copiii trebuie să mănânce dulce. De exemplu, copiii mei la petreceri sunt, nu se râde de ei, dar sunt considerați așa puțin mai ciudați pentru că nu beau Coca-Cola sau Fanta sau... Da, dar... Cum să spun, le-am băgat de mici în cap chestia că sunt otrăvitoare. Și câteodată, de exemplu, le dau copiii, când se duc la o zi de naștere, aici obiceiul este să ți se dea dulciuri și să te întorci cu ele acasă. Și le pun pe masa asta și mă întreabă, tata, avem voie să mâncăm? Și le spun atât. Le spun, asta e zahăr, știți ce face zahărul? Eu plec, voi aveți opțiunea, ori să le mâncați, ori să le aruncați. Și nu cred că a fost o dată când se mănânce ceva, chiar și când erau mai mici. Deci acum întreb și vă rog să nu ne considerați părinți ciudați sau răi, pentru că noi nu obligăm copiii, noi doar le povestim o realitate, un fapt dovedit de știință, de medicină, prin studii. Alegerea o iau copiii. Până la urmă, noi trebuie să le spunem și să avem încredere în ei, pentru că ei când pleacă la școală sau când se duc la o zi de naștere, tu nu mai ești cu ochii pe ei. Trebuie să ai încredere în ei. Deci, din nou, noi nu obligăm copiii. Dulciuri sunt tot și în magazin, dar ei nu își mai iau. La vârsta asta, cel puțin, nu îi mai interesează atât de mult. Apropo de subiectul ăsta, Mihaela a primit acum 2 zile o invitație la o zi de naștere a unei prietene, nu zic colege, de la ea din clasă. A venit, mi-a arătat-o și era de la McDonald's. Uhum. Și mi-a zis, uite mami, am primit invitația asta, dar să știi că nu mă interesează, nu vreau să merg, chiar dacă este prietena mea, una dintre prietenele mele bune din clasă. Eu nu merg în locul ăla. Și... jos pălăria, i-am zis, mă bucur foarte mult că nu te duci acolo, oricum nu te-aș fi lăsat, adică nu, dar i-am spus, oricum nu te-aș fi lăsat să mergi la McDonald's, chiar dacă este prietena ta, dar
jos pălăria că tu ai decis lucrul ăsta înainte să-ți interzic eu. Corect. Și încă ceva, chiar nu mă interesează, o să par un pic dur acum, ce gândesc ceilalți părinți, dar probabil că lumea ar fi populată de copii mai puțin bolnavi dacă noi părinții am fi un pic mai duri cu copiii noștri. Deci aici nu e vorba de, da, mai duri în contextul actual. Cred că ai dreptate. Da, dar având copii, ai o responsabilitate față de ei. Absolut. O înțelegere, dacă înțelegi responsabilitatea prin filtrul propriu și o faci într-un mod informat, vei lua deciziile care îți vor ajuta copiii să crească sănătoși, bucuroși și mai puțin îngădiți de norme sociale. Dacă pur și simplu alegi să-ți crești copiii într-un bubble și să tot timpul să le dai, să le oferi micile plăceri ale vieții, sau ce spune la televizor că e o plăcere. Da, exact. Trebuie să fii conștient că acele alegeri vor avea un efect. La fel ca și în Orientul Mijlociu, și în România sunt foarte mulți oameni obezi. Am văzut foarte multe mame în aeroport, în supermarket, în astea. Ce vrei să-ți ia mami? Deci un copil în care stă în fața unui stand de dulciuri și care vrei să întrebai de mama, ce vrei să-ți ia mami de aici? Și vrei și o jucărie? Mie mi se pare ceva SF pentru realitatea mondială în care trăim. Deci trebuie să fii puțin informat. Și deci punctul numărul 1, responsabilitate. Și după aceea, foarte, foarte clar, creat o obișnuință. Asta, așa facem noi lucrurile acasă și le facem pentru un motiv și au un efect pozitiv asupra, au un impact pozitiv asupra vieții tale. Atât timp cât ești la mine în casă și ești responsabilitatea mea, joci jocul cu regulile mele. Îmi pare rău. După ce ai să pleci, poți să faci alegerile tale. Dar sunt sigur că după ce pleci 18 ani, da, n-ai să te arunci în standul cu chipsuri. Eu am făcut o chestie interesantă cu copiii la școală. Predau de la clasa 1 la 5-a. Sunt împărțite în unități școlare de 6 săptămâni și predau health and fitness, da? Și pur și simplu le-am făcut câteva provocări la copii, cu poze, cu filme, facem activități în care vorbim de nutriție, vorbim de exerciții fizic, de igienă, de somn, de hidratare. Și le-am spus, eu zahăr nu mănânc. Dacă mă vedeți pe mine mâncând ciocolată la școală, eu însemnez demisia. Deci pur și simplu, dacă îmi vedeți copiii mei la școală mâncând mâncare împachetată sau mâncare de la fast food, care nu au voie în școală, sau ciocolată, veniți și spuneți-mi imediat și eu plec din țara asta. La mine o chestie foarte serioasă. Se uită foarte mult, dar deja s-a obișnuit cu chestia asta. Se uită foarte așa încurcați la mine câteodată, unii dintre ei, dar le spun direct și foarte tranșant ce înseamnă și ce efect are asupra corpului lor. Și cu asta basta. Este o alegere și este o responsabilitate pentru mine. Am copii, vreau să aibă ce este mai bun. Nu pot să-i mint, nu pot să-i amăgesc, nu pot să le vând o poveste care nu este fabricată și are un interes ascuns în spate. Exemplu personal este cel mai important. Da, domnule, trebuie să știe că brandul ăla are un interes să se vândă produsul ăla. Nu degeaba îl pune în față. Trebuie să știe absolut că produsele cu ce mai mult zahăr sunt puse la vedere și la o anumită înălțime pe raft care să fie accesibile. N-ai să găsești nu știu, chestiile organice la casă, nu? N-ai să găsești legumele și fructele la casă. Sunt într-un colț la Carrefour, nu? La noi sunt la intrare. Foarte bine, excelent. Dar nu înseamnă că, și... înseamnă că cineva la marketing își face treaba sau au avut ceva mai multe plângeri. Uite, ăsta e tot un educație. Subiect... Exact, educație. Ai menționat de produsele bio sau organice. Ce părere aveți voi despre produsele bio? Pentru că este o discuție acum
la modă, care capătă tracțiune din ce în ce mai mult la nivel mondial, pot să spun. Și sunt atât argumente pro cât și contra. Voi de care parte a baricadei sunteți? Pentru produse bio, contra, se merită, nu se merită? Lungă discuție aici. Și timp avem. Putem să dezbatem destul de mult, da. Cred că trebuie tratată cu... Cred că factorul economic este primul care contează. Trebuie să fie accesibile. Ne putem permite bio? Ok? Ne informăm, ne educăm, citim despre surse și luăm decizia în consecință. Dacă nu ne permitem, ne facem un buget pentru chestia asta și nu ne permitem, atunci trebuie să ne uităm la surse care în același timp, nu știu, îndeplinesc niște criterii cât de cât și ne aducă poate nutritivă cu pe plus, să spunem așa. Apropo de permis aici, cred că faptul că ne uităm la lucrul ăsta dintr-o perspectivă un pic mai generală ar putea să ajute atunci când cumpărăm, pentru că dacă noi ca părinți dăm banii pe băutură, pe țigări, pe soft drinks, pe astea, cum se numesc ele, băuturile răcoritoare, băuturile răcoritoare, Pepsi, da. Și ciocolățelele pentru copii, probabil că dacă am renunțat la toate lucrurile astea, am putea să cumpărăm niște produse care sunt organice și ar putea deveni accesibile din perspectiva asta. Haideți să vă dau un alt unghi. Ia spune. Și anume privitor la cantitate. Știi, pentru că am avut discuția asta cu multă lume de-a lungul timpului și toată lumea a venit cu argumentul bio, nu, prea scump. Și am întrebat, păi știți prețurile, ați fost în magazinul bio? În Germania aici avem așa numitele magazin bio, magazine bio. Deci pe lângă rafturile din supermarketuri gen Kaufland, Rewe, Aldi, Lidl, care au și ele rafturi bio, avem magazinele bio, am să vorbesc pe scurt puțin mai încolo și despre certificările astea, că nici bio nu sunt egale între ele, sunt mai multe tipuri de bio. Dar sunt magazinele bio cu alimente care sunt 100% organic certificate. Deci cel mai înalt nivel de bio. Și vă spun unghiul pe care vreau eu să-l luați în considerație. Dacă luăm un baton de salam, toți românii mănâncă salam. Nouă ne place salamul. Am fost crescuți cu el, ne place. Salamul bio... Noi nu. Ok. Noi nu. Eu și câțiva din ascultători. Cu toate că n-am mai mâncat salam de jumătate de an. Dar asta e altă poveste. Deci, salamul făcut de la bio nu conține niciun conservant, niciun E. Este făcut doar carne cu grăsime și cu fum. Acum, un salam normal de vară, cu euri, cu nitriți, cu ce mai are el, să zicem că costă 3 euro. Același baton de salam de la bio costă, să zicem, 6 euro sau 7 euro. Nu ar fi mai bine dacă în loc să mâncăm două batoane de salam de la mare, luăm un baton de salam nebio, luăm un baton de salam bio? Adică să mâncăm mai puțin, dar mai sănătos. Și atunci aici... tot ai ajunge în buget cumva. Sigur, dar aici intrăm în discuția cantitate versus calitate, nu? Păi, și atunci asta ar trebui să fie cel mai important lucru, că această rație, acest raport calitate cantitate trebuie să fie optim. Adică eu nu pot să mănânc mult și prost. Eu prefer normal să mănânc mai puțin, dar bun, pentru că la urmă ajung cam tot la aceiași bani dați. Adică uite, hai să-ți dau un exemplu. Niște ouă.
care, să zicem, la un magazin, la un supermarket gen Aldi, cu propria lor certificare bio, 6 ouă costă 1,60 €, să zicem. Dacă le cumperi non-bio, costă cam 1 euro, deci cu 69 de cenți mai puțin. Dacă le cumperi de la Demeter, care este cea mai înaltă certificare, probabil din lume, le cumperi cu 3,30 €, adică dublu. Da. Diferența asta de preț vine de undeva. Dar eu aș prefera să cumpăr ouăle de la bio sau chiar de la firma Aldi Bio decât să le cumpăr pe celelalte. Și să zic că mănânc mai puține, mănânc în loc de 2 cutii, mănânc 1 cutie. Mănânc un ou la 2 zile în loc să mănânc în fiecare zi un ou. Și atunci, dar aici, mănânc ceva mai bun. Aici ne întoarcem la valoarea nutrițională a alimentelor, nu? Pentru că omul ar trebui să înțeleagă în general că atunci când cumperi un ou de non-bio, hai să le spunem așa, non-bio, îți aduce poate un 5% din valoarea nutrițională pe care corpul tău ar putea o primi dintr-un ou care este bio și îți aduce un 80% din valoarea nutrițională care ar trebui să-ți vină de la un ou, nu? Și acum te gândești, e mai bine să mănânci 10 ouă non-bio și să iei, nu, să ajungi la 80% sau... Da, mă gândesc că mănânc mai puțin și cred că cel mai bine și mai bine ar fi să începem de la ce nevoi nutriționale avem noi. Că până la urmă toată lumea vine acasă și spune, mi-e foame, vreau să mănânc. Câtă mâncare ai tu nevoie? Și atunci fiecare poate să se ducă pe calculator, pe laptop și să vadă, păi, câte calorii am eu nevoie pe zi? Sunt niște formule cu un metabolism de bază, 24 înmulțit cu greutatea sau nu mai știu exact. Astea sunt formule care le-am învățat acum mult timp. Oricum, în funcție de greutate și de greutatea masei musculare, deci nu greutatea cu grăsime, pentru că grăsimea nu consumă energie, doar masa musculară consumă și creierul. Și bine, organele, care până la urmă tot pot intra la inima un mușchi, nu știu, ficatul. Chiar asta ar fi interesant, e ficatul un mușchi sau e altfel de țesut? Cred că e altfel de țesut. Oricum. E un capital, nu? E altfel de țesut. Da. Da, trecând peste asta. Deci, luați, vă puneți greutatea, înmulțiți cu 24 de ore și cu un factor. Se spune că undeva este pentru bărbați, un bărbat de 80 de kilograme, cam 2000 de calorii pe zi, o femeie undeva la 1600 de calorii. Astea sunt așa cifre aproximative. Fiecare, în funcție de efortul pe care îl depune în zi, se mai adaugă un factor și iese un număr de calorii mai mare. După ce ți-ai făcut numărul ăsta de calorii, trebuie să știi că un gram de proteină conține 4 kilocalorii, iar un gram de grăsime conține 9 kilocalorii. Un gram de carbohidrat conține 4 calorii, dar nu poate fi pus pe același rang cu un gram de proteină, pentru că gramul ăla de carbohidrați, mai ales cei simpli, adică zaharurile, fac chestia asta nasoală în corp cu insulina. Și atunci, chiar dacă este același număr de calorii, efectul lui nociv în corp îl face să decadă cumva din rândul nutrienților de care avem nevoie. Și alcoolul are, mi se pare, 7 calorii pe gram. Deci după ce ți-ai făcut toate astea, poți să te uiți puțin prin alimente, cam cât conțin fiecare. Și după aia să-ți faci exact câte kilograme de carne ai nevoie, cât de, știu eu, lapte, brânză, ouă. Și atunci vezi, atât am nevoie să mănânc, înmulțit cu cât costă astea la bio, cât ar trebui să dau eu pe mâncare săptămânar sau lunar. Și ai să vezi că nu este chiar atât de mult pe cât crezi. Noi în cazul nostru am făcut asta și mâncăm destul de mult de la bio și nu este chiar atât de scump pe cât crede lumea.
dar trebuie să investești puțin timp în a găti aceste alimente. Și să vă mai spun o chestie, s-ar putea ca o pizza care o cumperi congelată să coste mai mult decât o pizza în care ții tu ingredientele și o faci acasă. Doar ca exemplu așa rapid. Categoric. Da, super tare. Chiar la să ne uităm noi în weekend, Elena a văzut o pizza congelată la un supermarket, 40, era aproape 10 euro, iar o pizza care o făcea la 25 de metri în același supermarket și care o puteai servi proaspătă la masă, foarte bună, cu o crustă foarte subțire, era mai puțin de 5 euro. Deci... Iar eu bat pariu că dacă iei tu, îți iei niște brânză, mozzarella, niște făină, apa ei, ești și mai ieftin, da. Ești mai ieftin și sursele îți ieși tu. Asta e cel mai important, știi fiecare ingredient de unde a venit. Dar și ține foarte mult de educație și de dorința de a dori să fii mai eficient, să-ți îmbunătățești viața, să te bucuri exact. Mai mult de procesul în sine, să te bucuri de mâncarea pe care o pui pe masă, să duci chestia asta, să un ritual. Copilor, hei, apreciază, bute masa asta, ce bună e mâncarea asta și cum a fost, a durat atâta timp. Și o discuție absolut normală, foarte, foarte deschisă. De exemplu, copiii nemâncând ciocolată, mănâncă foarte rar ciocolată în casă. Cea mai bună ciocolată din lume pe trei este ciocolata făcută de bunica, care mănâncă România sau că nu trimite România, bunica din România. Da, ciocolată de casă. Este cea mai tare ciocolată din lume. Clar, punct. S-a închis. Corect. S-a închis. Ce marketing? Poți să plătească miliarde pe marketing, cea mai bună ciocolată este la bunica. Voi ce produse deci, bio aveți în... Mă scuzi. Da. Nu, eram gata, ciocolată gata. Îmi place ciocolata. Cred că ți-e poftă, mă, de ciocolată de... Sincer, de acum nu. Sincer, acum nu. Deci ai mâncat ceva în perioada asta. Da. Uite, chiar am uitat de chestia asta. La 6 ani, Alex, am mers la o petrecere de la ziua unii, că tot vorbeam de zile de naștere, unde se mănâncă și mâncarea asta e peste tot, orice fel, dulciuri și așa mai departe. A fost la o petrecere, ziua unui coleg de clasă, eram în Doha, 7 ani, da, 7 ani. Și a făcut o petrecere foarte frumoasă, pe un teren de fotbal, au jucat fotbal, pur și simplu. Toți invitații au făcut 2 echipe, au închiriat terenul, au plătit niște băieți să arbitreze, super frumos, cu skill-uri, cu abilități și mai departe. Iar, da. Mama copilului, colega lui Mihai, care era profesoară de educație fizică. Ok, corect. La un moment dat au spus, ok, copii, haideți să luăm o pauză să mâncăm. Și, da, femeia s-a pregătit și a venit cu pungile frumoase la McDonald's. Și pus într-un colț. Și noi cum stăteam cu toți părinții, vorbeam puțin mai departe, n-am surprins în momentul. Dar l-am auzit pe Alex țipând. Mama, tata, dar de ce ne-a dus Umbert o mâncare de la McDonald's la ziua lui? Mama, îți dai mama seama. Mama lui este profesoară de educație fizică. Ar trebui să știe mai bine. Asta în engleză... Deci, practic, Alex își spunea urătura în gura mare, într-un grup de copii, Și părinți, dintre care una era chiar colega mea de birou. Deci spărgător de petreceri de la 7 ani, Alex Catrinar. Mă rog, am spus, Alex, e ok alegerea ta dacă vrei să mănânci sau nu, a trebuit să mă așa. Și am spus, uite, bai și păi, sunt și alune pe masă, sunt și biscuiți dacă vrei să alegi. Nu te forțează nimeni să... E alegerea ta, o dată la... Nu știam cum să o dau. Da. Cert este că nu am mâncat. Nu, normal că nu am mâncat, că nu atinge chestia, nu e interesat. Nu sunt colorate. Foarte, foarte bine că i-ați învățat așa. L-am învățat spărgător de petreceri. Da, dar din păcate ăștia sunt considerați copiii ciudați la petrecere.
știu din experiență. Și neinvitați. Neinvitație. Să neinvitați, asta e ce mai bine, știi? Și este un efort, este un timp binevenit pentru părinți, extra timp, știi? Când în weekenduri avem părinți care merg aici la 2-3 petreceri pe weekend. Noi nu prea suntem invitați și chiar le mulțumim părinților care se gândesc la noi să nu ne invite. Măi, uite, uite. Da, știi care e chestia? Uite, aici trendul este puțin altfel, adică cel puțin fetele mele sunt invitate și am văzut că sunt copii acum care le urmează cumva exemplu și spun nu McDonald's-ului și Coca-Cola și începe cel puțin fata mai mare, începe să-i schimbe și pe ceilalți în așa fel încât colegii care beau Coca-Cola, de exemplu, să fie priviți gen cum tu bei o travă. Adică noi am văzut pe YouTube filmulețe în care carnea era descompusă în Coca-Cola, rugina era dizolvată în Coca-Cola, cuielele curățate, este folosită ca, nu știu, pesticid pentru gândacii de Colorado sau era ceva, o poveste genul ăsta pe internet. Tu bei chestia asta? Pe la WC-ul? Da. Ei, și chestia asta mi-a plăcut când îmi povestește chestiile astea, mă gândesc, băi, poate chiar nu suntem noi ciudați, ci poate suntem cumva ceea ce va fi considerat peste 20 de ani normal. Mie îmi place să mă gândesc că acești copii sunt avantgarda, care nu sunt generația care nu trebuie să asculte reclame la televizor care spun pentru o viață mai sănătoasă consumați, mai evitați zahăr și sare și bla 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 și mai știu eu ce. Exact. Sunt copiii care sunt educați de acasă, sunt copiii care citesc, sunt copiii care văd filme și care se educă prin mai multe din mai multe resurse și care pot schimba ceva în viitor. Deci ei sunt avantgarda, simplu. Iar în spate este foarte mult efort care și noi contribuim cum putem mai bine. Corect. Și sunt copiii care nu au televizor, practic. Nu au canale la televizor. Noi de când suntem plecați din țară, nu ne-am pus niciodată canale la televizor. Deci ei nu, nici ei, nici noi nu suntem conectați la ce se întâmplă în afara noastră. Copiii noștri privesc doar, se ocupar la documentare pe care le alegem noi și care sunt, au o încărcătură din care pot învăța ceva. Desene. Sau desene animate care și ele sunt alese cu grijă. Nu orice fel de desene. Nu se uită la bătaie, nu se uită la omorât, nu se uită la nimic de genul ăsta. Și ei știu că sunt interzise și nu au... Deci, practic, mă întorc la ce spuneam mai devreme, că unii părinți ar trebui să ne creadă nebuni și știu că în ziua de astăzi părinții vor să scape de copii și să aibă timpul lor. De asta copiii sunt în fața televizorului sau a iPad-ului majoritatea timpului, dar noi alegem să petrecem mai mult timp cu copiii și să învățăm odată cu ei ceea ce este sănătos ca atitudine de viață. Bravo! O super atitudine! Dar trebuie să recunosc, copiii mei sunt acum, le-am dat câte două pătrățele de ciocolată și la televizor la desene animate ca să pot să stau de vorbă cu voi. Likewise! Exact și noi am lăsat... Nu, noi avem ceva în plus. Noi am lăsat copiii, deci acum părinții vor avea ceva de spus foarte urât. Am lăsat copiii, deci fata cu aspiratorul, băiatul cu mopul, vă jur, vă promit orice vreți voi, așa. Băiatul cu aspiratorul, fata cu mopul, au de curățat 3 camere, 3 băi și o sufragerie mare plus o bucătărie. Au lăsate pe masă, sunt câteva pătrățele de ciocolată cu fructe, destul de bune. Și după aceea l-am promis că dacă ne ducem să înregistrăm un podcast cu Cosmin și dacă, casa arată în condiții acceptabile, îi invităm la restaurantul lor favorit de sushi. Wow!
Wow! Game changer! Auzi, stai să te întreb o chestie. Le-ai dat și două și un lighean de neghină cu grâu și să aleagă într-un lighean neghină și într-unul grâu? Să o separe? Mă, nu, că e o idee bună. E destul no, e o idee bună, nu? Au ceva de lucru. E o idee bună. Da. Sper să nu fim judecați prea aspru. Da, nu cred că se întâmplă chestia asta. Fiecare alege ce este mai bun din... Să sperăm. Din ce spunem noi. Iar până la urmă sunt pur și simplu poveștile noastre și părerea mea este atâta timp cât nu le faci rău copiilor și nu le impui un regim de ăsta cazon, de armată și riguros, îi lași să se dezvolte armonios și îi lași să-și facă propriile decizii până la urmă. Absolut. Tu le dai 15 ani de acasă. Le dai educație, mai lași să se dezvolte singur. Le dai cei 18 ani de acasă. Că educația nu ar trebui să se oprească la 7 ani, totuși. Nu, se spune așa, părerea mea, datorită faptului că după 7 ani se duc la școală și iau mai mult din grupul în care sunt decât de la tine. Pentru că părerea celor din grup este mai importantă, cu grupul ăla își vor continua ei viața mai încolo, iar tu ești doar părintele care stă cu ei 3, 4, 5 ore până se culcă. Nici măcar atât, mai încolo când... Bine, voi sunteți aproape de copii acolo la școală, dar eu, de exemplu, nu petrec mai mult de la 4 la 7, 3 ore pe zi cu 3 ore, 4 maxim pe zi cu copiii. Iar la școală sunt 6, 7, 8 ore. Pot să te contrazic un pic? Bine, nu știu exact ce se întâmplă în Germania, dar aici, în Orientul Mijlociu, copiii noștri se adaptează foarte greu la mentalitatea și la stilul de viață al copiilor arabi, ca să zic așa. Mai ales acum că suntem într-o școală unde 80% din copii sunt arabi. E o școală internațională, sunt veniți din diverse zone ale Orientului Mijlociu, dar majoritatea sunt arabi. Și atunci o să-ți spun de băiatul meu care anul trecut a avut un an foarte greu pentru că nu s-a adaptat la mentalitatea copiilor din grupul lui și a fost destul de ciudat privit și a avut noroc de profesori care totuși l-au apreciat și l-au înțeles. Și atunci l-au ridicat cumva și noi fiind aici am făcut același lucru. Acum s-a mutat la școala secundară, nu știu cum se numește, mă rog. 6-10. Da, la clasa 6-a, unde sunt foarte independenți și nu mai trebuie să mai stea împreună într-o clasă. Se duc la diverse clase, sunt cumva împărțiți și se simte fantastic de bine. Interacționează foarte bine cu profesorii acum și... Așa că am vorbit cu câțiva profesori, este foarte apreciat și înțeles mai bine decât anul trecut, când era obligat să stea într-o clasă și obligat să interacționeze cu copii cu care el pur și simplu nu simțea că are ceva în comun. Da. Și atunci, ca să mă întorc la comentariul pe care l-ai făcut tu de cât timp petrec la școală, este adevărat, petrec la școală timp cu copiii, dar trebuie să fie într-un grup în care să se identifice cu ceilalți. Și atunci, într-adevăr, este mai important grupul de la școală față de grupul de acasă. Dar atunci când copiii îți vin și cu fel de fel de comentarii apropo de grupul de la școală și nu sunt mulțumiți, eu zic că părinții și felul în care tu interacționezi și alegi. Absolut, absolut, ai dreptate. Să-i hrănești este mult mai important. Cred că ideea este că putem să facem o alegere bazată pe criterii sociale, iar atunci s-ar putea să suportăm niște, să fie niște consecințe, cum ar fi, ok, el vrea să fie tot timpul cu prietenii lui, în cercul ăsta, mergem la zile de naștere, mergem și acolo și acolo și acolo și acolo și avem niște efecte, apar niște efecte. Sau cum el
poate ei pot avea, să spunem, pot fi priviți ca lucrurile ciudați sau nu bea cola, nu mănâncă de la McDonald's, nu am mâncat, eu nu am mâncat niciodată de la McDonald's, de exemplu. Și în același timp să înceapă un fel de mini-revoluție, nu? Să fie avantgardă. Deci alegem. Este pe baza alegerilor pe care le facem în viață. Și sunt niște alegeri pe care le facem informați sau neinformați. Influențați mai mult sau mai puțin social sau pur și simplu vrem să luăm viața în mâini și să spunem, stai așa puțin, eu am un obiectiv clar. Obiectivul meu nu este același cu obiectivul lui. Și cu asta basta. Da. Da. Aveți dreptate. Nu, tot timpul. Ne contrazic copiii, asta e cel mai important. Dacă încep să ne contrazic, înseamnă că se dezvoltă spiritul, gândirea critică. Și asta este cel mai important. Corect. Dacă poți să putem să-i trimitem cu coșul și să spunem, ok, vrem să alegeți chestia asta la fructe și tipul ăsta de pâine și așa mai departe, asta e bine, se simt importanți și în loc să le spunem, nu pune mâna pe aia și au să-i dai și o scatoarcă pe ceapă și să scute puțin așa. Ce faci, măi? Pui mâna iar pe zahăr? Nu știi că e moartea albă? N-ai văzut un reclame că nu ai voie sare și zahăr? A? N-ai văzut? Păi cum am vorbit noi acasă? Da. Știi ce interesant? Cum sună asta? Știi ce interesant? Acum câțiva ani, Mihai, când copiii noștri încă mai mergeau la zile de naștere, acum nu mai merg, veneau acasă cu tot felul de dulciuri, știi, giveaway-ul, punguța aia pe care o primeau la sfârșit, cu toate mizeriile de dulciuri, cele mai ieftine și sau mai lucive. Sau nu, erau și chestii bune. Câteodată mai dădeau ceva de colorat sau ceva mai pozitiv, mă rog. Dar când veneau cu plăsuța aia plină de mizerii, Mihai le spunea, aruncați tot în gunoi și vă dau, nu știu ce, ceva ce lor le plăcea, dar era foarte, foarte sănătos față de ce aveau ei acolo. Era interesant cum toată punga ajungea direct în gunoi și Mihai le dădea o bucățică de ciocolată neagră. Știi? Cu câtă satisfacție povestești chestia asta? Spărgătorul neoficial de petreceri și noi am și inițiat chestia asta în n-am mai suportat în Singapore. Eram singur care am organizat petreceri și nu am dat nimic la sfârșit. Deci era momentul ăla la plecare când toată lumea zâmbește și spune la revedere, a fost bine, vă mulțumim că ați venit și este privirea aia, știi, în așteptare, așa, cu ochii deschiși. Dar unde-i cadoul meu? Și noi repetăm, în loc să spunem că avem o pungă pentru voi, spunem, vă mai mulțumim încă o dată că ați venit și a fost plăcerea noastră să fiți aici. Deci noi nu am dat punguțe niciodată, suntem spărgătorii punguțelor de la sfârșitul. Uite, ai putea să folosești chestia asta ca o reclamă pentru alimentele sănătoase. Eu, de exemplu, nu sunt chiar atât de mult împotriva ciocolatei. Pentru că ciocolata pe lângă zaharul conține și grăsimi. Nici noi. Excelent pe ciocolată. Da, dar ciocolata de calitate. Din nou, părere personală. Noi mai consumăm ciocolată de la magazinul bio pentru că, ți-am spus, pe lângă, are și efecte benefice ciocolata, dovedite. Dar pe lângă zaharuri, are și grăsimi. Iar combinația asta contrabalansează puțin indicele glicemic al zahărului. Și plus mai sunt și înlocuitori ai zahărului, nu vorbesc de aspartam și nu știu cum se cheamă ceilalți care sunt mai nocivi decât zahărul, vorbesc de exemplu, am citit că zahărul din petale de cocos. Da, zahărul de cocos. Sau zahărul de cocos. Sunt petale. Da. Sunt petale care sunt, nu știu cum, mărunțite și printr-un proces obține zahăr. Ăla ar fi un înlocuitor bun și sunt produse din zahăr din ăla. Sau ce folosim noi la, dacă vrem să facem o prăjitură sau ceva, este un zahăr din, cum se cheamă, curmale. Ah, da, da.
Deci sunt Bun. Mare, eu, uscate și mărunțite. Și se creează exact ca bobița, numai că nu sunt solubile în apă. Deci puteți să le folosiți doar în aluaturi sau în creme. Știi ce fac eu? Uite, chiar e o idee bună, n-am mai făcut de mult. Fac o pastă de curmale cu cacao și o dau la copii în loc de Nutella. Exact, exact. Este deci, foarte bună și conține fibra. Și cu asta, curmala. Și cu asta îndulcesc și atunci când le fac ceva. Ciocolată caldă sau ceva de genul. Da, bine, ai, da, dacă o faci în combinație, corect, da, merge. Mm-hmm. Sau miere, care cu toate că are un indice glicemic destul de ridicat, este un aliment viu. Sursa contează foarte mult. Contează foarte mult să provină de la albine și să nu fie făcut din suc de zahăr, cum mai fac unii apicultori. Și o chestie care vreau să o împărtășesc cu voi este să nu folosiți niciodată mierea în... să nu o puneți în ceai și în cafea peste 40 de grade. Deci peste 40 de grade devine toxică mierea. Știm asta, nu asta facem. Cred că am învățat-o tot de la tine. Dacă nu știu, și eu am învățat-o de undeva. Am învățat-o din medicina Ayurveda. Deci indienii consideră că peste 40 de grade mierea devine din cel mai bun aliment, unul din cele mai nocive alimente. De asta ei nici nu se ating de ea. Și indienii mai schimbă structura moleculară. Exact. Ei spun că își schimbă cumva spiritul. Ei o dau mai mult pe spiritual și îți introduce în corp o energie negativă, o chestie negativă. Dar lăsând la o parte chestiile cu energie și asta, ea își schimbă, cum ai spus și tu, structura moleculară și nu mai este bună, devine nocivă. Iar indienii consumă dimineața, pe stomacul gol, o linguriță de miere cu apă. Este iar o chestie bună de făcut. Poți să sugerezi și eu ceva? Te rog. Oțet de mere. Organic. Oțet de mere organic, un șa de oțet de mere organic pe stomacul gol sau într-un pahar cu apă dimineața, chiar foarte interesant, o chestie pe care o fac de câțiva ani și mă simt foarte bine. Și câteodată, ca să mă îndulcesc amar din combinația asta, merge foarte bine o linguriță de miere chiar cu fagurile în ea. Super interesant. Și mănânci ceara din fagure sau? Nu, o scurt. Aia se mestecă. Da, o scurt, pentru că e un produs care nu dorează foarte bine în corp. Da. Ar fi interesant, știi, să dăm așa câteva idei de mâncăruri, cum ar fi chipsurile de kale. Cum se numește kale în românește, că asta a fost foarte greu să nu cred că nu cred că e, că există în România. Mă rog, kale chips. Kale. E ca un fel de salată. Există în România. Există în România și crește chiar și natural în anumite grădini. Ah. Dar nu știu. Ideea că kale-ul ăsta, kale, mă rog, foarte simplu puse pe o tavă la cuptor cu puțină sare și puțin ulei de cocos. Sunt în copiile mănâncă, le sparg. Și chipsuri organice, băgat Elena în casă, atenție, chipsuri organice de cocos. Wow! Super tare, domnule. Eu am consumat și, bine, copiilor nu prea le place, dar eu consum în ultimul timp, când vreau și mă la un film ceva și vreau să ronțe ceva, cum se spune, sunt felii de cartof dulce, pastărnac, bun, excelent, ceapă și speclă roșie. Sunt chipsuri. Măi, tuturor li se pare că sunt ciudățele la gust. Mie îmi plac foarte mult și de când m-am obișnuit numai de alea mănânc. Și nu au niciun adaos de nimic. Interesant. Da, deci sunt doar ele și cu ulei de floare soarelui. Atât. Cocos. Ah,
Cocos, cocos natural. Cocos natural, foarte mult mâncăm zilele astea. Ce obțin două ori pe săptămână. Cocos tăiat frumos, îl găsim la aici mai ușor de procurat. Și mâncată pulpa, anunțit, e un snack fantastic. Grăsimi, fibre, excelent. Natural. Salate natural foarte multe. Mâncați salate, dar evitați-le dacă aveți probleme cu stomacul. De exemplu, dacă aveți gastrite cronice, ulcer și este în faza acută, evitați salatele, pentru că conțin foarte mult fibre și pun prea mult... Cum să-i spun? Pun prea mult stres pe stomac, pe mucoasa stomacului. Evitați de asemenea alunele, care sunt foarte bune, mai ales migdalele, sunt cele mai bune. Wow. Raportul de grăsim și... Omega 3, omega 6, nu? Da, grăsimi esențiale. E discuție lungă și aici cu grăsimile. Da, adevărul e că dacă intrăm în toate subramurile, deja la fel, am început, da, la fel. Am trecut prin parenting, prin educația copiilor, după aia am mers pe bio, mai intrăm pe grăsimi. Asta e frumusețea. Mai stăm două zile. Mai stăm două zile și trei nopți și o să mâncăm cocos, comandăm niște chipsuri organice, bem apă, tot timpul când găsesc ofertă la apă, Aqua Carpatica, este din România, dar costă 5 ori mai scump, mă duc și dau câteva pahare și spun că stau de acolo, sunt de lângă izvor. Ceva de genul ăsta, nu? Corect. Îmi place chestia care o mănânci tu, cu fructe, nuci și brânză. Ți-am trimis o poză, ții minte. Deci, bine, ăla este un treat, așa, îmi place foarte mult să o creez dimineața. Sunt niște struguri cu nuci, iau mâna de nuci, le sparg așa în mână, cu niște brânză, nu știu, maturată vreo 6 luni, este o indulgență maximă. Dar o brânză de calitate bună și puțină brânză de capră, care de acasă și o aduce învidată, super calitate. Și mai arunc câțiva așa, pistaciu, că suntem în Orientul Mijlociu. Adică fistic. Fistic. Dar ce vreau să arunc așa, ceea ce este mai puțin estetic ca și la privire, la gust, la textură, la miros, este, doamnelor și domnilor, este soia fermentată. Da. Dacă ați pus gurița pe soia fermentată și vă place, ați ales unul dintre cele mai nutritive produse care poate exista pe fața planetei. Garantat. Prin fermentare cumva facem... da. Nato. Și pentru că este de origine japoneză, ca și, mă rog, ca și rețeta, fantastică. Arată scârbos. Miroase și mai rău. Arată scârbos și după 3 ani de consum în Singapore și un an în Doha, Mihaela a ajuns să-mi ceară, și Alexa, Mihaela mi-a cerut aseară, tata, poți să-mi dai niște natu? Și am zis, cum să nu? Și am zis, vrei să-l fac cu niște wakame, care sunt niște iarbă de mare. Mm-hmm. Și am spus, cu o sată de wakame, cu susan? Și am zis, da, cum să nu? Am făcut frumos o porție de natu cu wakame. Super energie. Nu este. Super energie, super... vitamine, nutritiv și extrem de curat. Mă scuze, apropo de vitaminele astea, știi? Era chestia aia, să nu luăm vitamine ca suplimente, pentru că le luăm dintr-o dietă echilibrată. Și mă uitam acum, ok, bun. Dacă mă duc și mănânc de la McDonald's cu cartofi prăjiți, cu burgerul ăla făcut din carne, cine știe ce, dacă e carne, cu pâinea aia, vai de capul ei, chifla aia făcută din nu știu ce, unde sunt vitaminele? Pentru că trebuie specificat, dieta asta echilibrată trebuie să fie formată din alimente care conțin macronutrienți și sunt dense în macronutrienți, adică mănânci steak-ul ăla, mănânci friptura aia de carne de vită, o tai sau de porc în fața ta și mănânci
salata de legume cu foarte multă frunză de salată de diferite tipuri, cu niște nuci, mănânci chestiile astea, dar într-adevăr nu mai ai nevoie de suplimente, pentru că ți-ai aportul de vitamine și minerale din super sursele astea. Dar dacă mănânci la McDonald's, nu ai timp, ești numai pe la fast food-uri, atunci ar trebui să te gândești la un supliment de vitamine și minerale. Depinde, acum, cum spui și tu, mi-e place că tot timpul te uiți după o definiție a ceea ce, în tot ceea ce vorbim și în ceea ce facem podcast-uri. Asta e foarte bine. Depinde ce înțelegem prin echilibrat. Că unii pot înțelege, știi, să meargă pe o linie dreaptă sau unii pot să înțeleagă echilibrat pe, să meargă pe bârnă, nu știu, o să pun o bârnă la McDonald's, vedem cât de echilibrat ies din shop. Sau echilibrat ar însemna să, la ceea ce ne referim noi, să înțeleagă că proteinele și carbohidrații și grăsimile și vitaminele și micronutrienții și toate chestiile astea, fiecare au o funcție și fiecare la un nivel optim aduc o energie optimă și dezvoltă un individ fenomenal sau pur și simplu dezvoltă un individ pe baza alegerilor pe care le face. Dezvoltă un individ la adevăratul potențial, părerea exact. Mea. Noi avem un potențial genetic pe care nu îl putem depăși, dar pe care îl putem atinge. Și îl putem doar atinge urmând un stil de viață sănătos. Corect. E alegere. La urmă, este o alegere care este mai puțin sau mai mult bazată pe informații și pe educație. Și educație este la baza tuturor alegerilor noastre și e destul de clar. Alegem ceea ce vrem să fim, nu? Măi, până la urmă... La copii. Da. Da, le spun la copii, la școală. Tu alegi să tratezi corpul ca un motor de Ferrari sau de Maserati și pui înăuntru numai super energie și fuel. Carburant. Carburant, da. Carburant de calitate, adică mâncare nutritivă și cu vitamine și fructe și legume și toate chestia asta, sau îți tratezi corpul ca un coș de gunoi și arunci înăuntru orice vine în fața ta. Muffins, donuts, McDonald's, ce vrei tu, aripioare de pui, aripioare de curcan și ce mai vrei tu. Mă scuzi, dar muffins-urile pot fi făcute sănătos. Bine, vorbim de muffins-urile comerciale care le sunt cum sunt. Da. Dar e o discuție generoasă aici. Pentru cei care ne-au înjurat acum că vorbim de rău fast food-urile, și în special McDonald's-ul, care este vă moarte? Rog să vă uitați la care e moartea cu arcadele. Să vă uitați la filmul Super Size Me, care a fost făcut acum câțiva ani și în care un tip a mâncat doar McDonald's sau a vrut să mănânce doar McDonald's, sau nu știu dacă era numai McDonald's sau și KFC. Numai McDonald's. Da. Mă uit eu la el, că la școală vorbim despre nutriție. Exact. Și ai văzut că nici nu a putut să încheie luna, pentru că doctorul i-a spus, dacă continui așa, s-ar putea să mori. Da, exact. Deci asta ar trebui să ne deschidă ochii și să ieșim din cultura asta pop care ne spune... Băi, e cool să te duci la McDonald's, iar restul sunt niște ciudați. Nu, ieșiți puțin și gândiți-vă că noi ca și organisme ne-am dezvoltat de la omul de Neandertal încoace, suntem hunter-gatherers, adică vânători. Corect. Și recoltatori. Nu recoltatori, că nu erau grâne pe atunci. Culegători de fructe, de fructe de pădure, de rădăcini. Deci dieta noastră este o dietă care se numește dieta omului primitiv, caveman diet. Și acolo se mănâncă carne. Nu este frica cărnii care este în cultura acum. Am văzut toată lumea spune, nu, carnea, grăsimile, diavolul, nu, noi nu mâncăm de asta. Ba da, trebuie să mâncați de asta. Dar nu trebuie să o
să o puneți în combinație cu carbohidrații, adică un steak de vită gătit bine cu o salată îți va da mult mai multă energie decât dacă ai mânca un sandwich cu, știu eu, pune ce vrei în el, cu pâine albă. Deci mănâncă, vrei să mănânci o friptură, nu are, s-au făcut studii noi care spun carnea nu are nimic dacă este mâncată cu salată. Nu trebuie să o împerechezi cu pâine albă sau cu cartofi prăjiți. Împerecherea asta face niște efecte nasoale în organism. Și de aici a fost incriminată carnea. Grăsimile, din nou, nu sunt rele. Gândiți-vă că toate celulele din corpul nostru au în componența membranei grăsime. Fără grăsime nu există. Creierul este... Exact. Deci asta nu este... trebuie să evităm chestiile astea, trebuie să le mâncăm așa cum mâncau oamenii acum sute de mii, milioane de ani. Pentru că așa ne-am prostit de câteva zeci de ani încoace. Cred că ideea de bază cu care trebuie să tragem așa o linie și să lăsăm copiii. Hai, trage o linie. Da, să nu lăsăm copiii să ajute cu aspiratorul în mână la ușă. Sau să facă și la vecini. Ideea de bază este că, indiferent de alegerile pe care le facem, suntem, să spunem, mâncăm cu carne sau fără carne, vegetarian sau nu, adoptăm anumite credințe sau anumite tradiții, trebuie să ne educăm. La baza unei diete, nu sunt de acord cu termenul ăsta, dar ok, este un stil de viață, este un stil de viață. Dacă vrem să, într-adevăr, să ne concepem un stil propriu de viață, trebuie să ne educăm. Și asta înseamnă că trebuie să citim, trebuie să vorbim cu alții, trebuie să ascultăm ce fac alții, să ne uităm prin filtrul propriu și să ne uităm critic la alegerile pe care le-am putea face sau vrem să le facem și să fim tot timpul deschiși, să învățăm lucruri noi și să lăsăm lucruri în spate, care să fim sinceri cu noi. Chestia asta nu merge cu mine. Nu trebuie să o facem, nu trebuie să fac, nu știu, în fiecare dimineață, nu știu, dau un exemplu, să iau o lingură de miere, dacă chestia asta nu mă face să mă simt bine, nu? Trebuie să fim unești unul, dar la bază este educație. Deci, exact. Oameni buni, informați-vă pe carte și nu pe plastic. Plastic înseamnă ziar, articole și reviste cu băieții de super abdomen și fețele super, arată super bine în bikini. Știm cum suntem făcute revistele. Exact. Înseamnă pe carte, pe studii. Pe studii. Da. Puneți mâna pe studii. Pe studii făcute pe grupuri exact. Mari. Pe research. Și... Cercetare. Exact. Cercetare. Care sunt făcute studii, este făcută cercetare pe perioade de 15-20 de ani. Sunt cercetări făcute și pe o durată mai mare de 70-80 de ani, pe generații. Și practic avem de învățat din ele mult mai mult decât învățăm de la, nu știu ce ai spus tu, emisiunea aia de România cu cuțite sau nu știu, cu pumnale, nu știu ce spuneam, șef la pumnale. Emisiunea aia s-a terminat pentru mine. Să fie sănătoși, le urez multă sănătate, dar nu știu, eu. Nu ne-am mers antena aseară, antena pe care nu avem. Da. Dar educația. Da, citiți mult și informați-vă. Și o să, nu știu, o să, cred că în secțiunea, în descrierea show-ului, podcast-ului, putem să punem câteva link-uri cu, o să sugerăm câteva link-uri cu filme care sunt educative pe tema asta, cu nutriția. Nu știu dacă ați văzut What the Health, este iar un film bun, Super Size Me, ce ai spus tu. Sunt câteva perspective interesante, pro și contra, și să ne uităm critic la ele și e și mai interesant dacă ne uităm împreună cu copiii la ele. Da, exact. Cred că foarte important este să învățăm în viață că trebuie să ne conectăm la pozitiv, pentru că și cum spuneați voi, la studii care sunt făcute pe niște ani de zile
și care într-adevăr sunt evocatoare, corect? Vin cu argumente științifice. Exact. Și chiar dacă ne plac sau nu, chiar dacă la momentul ăsta contrazic ceea ce facem noi și ceea ce credem noi că este bine, până la urmă trebuie să le acceptăm și să învățăm din ele, pentru că pentru asta sunt făcute. Nu sunt doar făcute să fie ținute într-o bibliotecă de știință, sunt făcute să ajute oamenii și să ne educe. Numai că câteodată, din păcate, marile industrii, de exemplu, un exemplu de față, industria zahărului, preferă să țină aceste studii puțin mai în spate, să le bage niște rafturi în niște biblioteci și să le facă să pară ne-cool, ne-în trend. Să te facă pe tine care le dai curs să pare un ciudat care nu aparține societății. Pentru că avem nevoie de oameni bolnavi până la urmă. Alte industrie mare, industria farma, are nevoie de oameni bolnavi. Doar dacă am fi toți sănătoși, nu ar mai câștiga bani. Dar asta e altă discuție. Vreau să vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația din seara asta. Să vă mulțumesc pentru informații, pentru informațiile care le-ați împărtășit cu noi. Vreau să mulțumesc celor care ne ascultă, că își pierd timpul cu noi. Sper să învețe ceva din... Poftim? Sau câștigă timpul. Da. Fiecare la alegerea lui. Noi hai mulțumim. Da? Orice este discutabil, dar la bază este educația. Și avangarda asta nu este pe atitudine. Avangarda asta este formată din indivizi care sunt educați, citesc mai mult și vor face alegeri bazate deci, pe... Alăturați-vă acestor indivizi. Absolut. Cu cât mai ciudați, cu atât mai bine. Avangarda educată și spărgători de petreceri. Foarte bine. Dacă vă place de noi, dați un like. Dacă vreți să ne mai ascultați, abonați-vă. Vă mulțumim pentru orice comentariu pe care îl lăsați. Vă provocăm să lăsați comentarii și să discutați cu noi. Să ne spuneți ce ați mai vrea să ascultați. Să ne spuneți dacă ce ați ascultat v-a plăcut. Și da, Mihai, Elena, vă mulțumesc mult. Vă urez poftă bună la sushi. Mulțumim. O să ne gândim la ce îți place. Da, asta este. Mâine. Și by the way, încă mai facem sushi, Cosmin. Foarte bine. Un episod cu sushi și primele monstre de sushi. Avem și poze cu ele. Exact. Sunt dați contul sarmale, pe Instagram de pe și faceți poze. De pe dealuri, Iașiului. Sarmale japoneze, când am făcut prima oară. Vă mulțumesc. Okay. O seară plăcută tuturor. La revedere. La revedere.